Sunt foarte sincer dacă vă spun că de câte ori văd o sală atât de plină, mai ales pe un subiect de tipul ăsta, mă simt impostor. Pentru că vă pot garanta, după acum, că nu o să plecați lămuriți de la această conferință. Nu o să aveți în buzunar nicio certitudine. Și îmi cer scuze, după acum, mă voi strădui. Ceea ce îmi propun este să tatonez, să provoc, eventual să construiesc o hartă a problemei, să știm care sunt coordonatele ei, conturele ei, relațiile ei, pe scurt să dau o mai bună formulare a întrebării. Dacă asta vi se pare suficient, vă mulțumesc că ați venit. Dacă nu, nu mă supăr dacă plecați. Exemplul cu tâlharul care și-a ars dolarii nu trebuie să ni se pară neconform, pentru că e plin de criminali, de tâlhari care au devenit sfinți. Poate că acum Escobar stă la o tacla cu focul gata aprins în locuri mai confortabile. M-am speriat eu însumi când am văzut că am propus problema răului. Și mi-am să aminte de o vorbă a unei englezoaice din secolul XIX, foarte distinsă. Era marchiză de Salisbury și un frate al ei a ajuns prim-ministru în Marea Britanie, Lady Blanche Balfour, care avea o rugăciune. Rugăciunea suna așa: păzește-ne, Doamne, de primejdiile subtilităților metafizice și ale iscodirilor zadarnice cu privire la obârșia răului. O foarte întemeiată rugăciune, fiindcă, cum spune și afișul, e o piatră de potignire, te poți rătăci, e o temă smintitoare până la un punct, dar cred că trebuie luată în piept. Și spun asta gândindu-mă și la îndemnul foarte simpaticului Daniel. Da, trebuie să ne raportăm la Scriptură, dar trebuie să ne raportăm la ea viu, reactiv, ofensiv, aș spune, și nu cu o pietate flască care renunță la înțelegere, renunță la dialog și își propune pur și simplu să fie conformă. Nu e rău nici asta față de alte cazuri, dar e bine să te și confrunți cu ceea ce e dincolo de litera textului și de un fel de evlavie gata făcută, pe care o întâlnim de obicei, din păcate, în unele cercuri teologice. E și un risc să vorbești despre rău. Știți că Denis de Rougemont a scris o foarte simpatică lucrare despre diavol, se numea La part du diable. A fost să crezi în românește. Și a scris-o la New York, unde era în exil, în timpul războiului, și a terminat-o la New York. A terminat-o noaptea, pe la 12, 1. Și a observat că e foame. Și a coborât să mănânce ceva. A găsit un bistro unde se putea îmbuca ceva. Și era singur și mânca ceva, un sandwich. Și a văzut trei bețivi newyorkezi care s-au oprit în ușe, s-au uitat înăuntru, și văzându-l, au spus: diavolul. Chestia asta l-a șocat, pentru că tocmai terminase o carte pe tema asta și s-a temut că, concentrându-se asupra subiectului, a suferit oarecare contaminări. Deci trebuie să avem grijă când vorbim de lucrurile astea, pentru că nu-i de glumit. Problema pe care o pun e problema clasică a ceea ce se numește teodicee, despre dreptatea, despre echilibru divinității. Și, în rezumat, problema teodicee se exprimă, mulți dintre noi o știu deja, în felul următor. Există răul.
Dacă există răul, ori e evident că există, asta contrazice două atribute esențiale ale lui Dumnezeu. Bunătatea lui și atotputerea lui. Pentru că dacă e bun, n-ar trebui să tolereze răul, dar poate e bun, dar nu poate să-l oprească și atunci nu este atotputernic. Asta este tema, întrebarea patetică cu care s-au confruntat teologi, filozofi de tot soiul, începând de la Sfântul Augustin până astăzi. Cu ea, rapid, ne vom confrunta și noi. Acum, trebuie să spun de la început că problema răului nu se pune în mod intens, în mod acut, decât într-un context religios. Fiindcă dacă ieșim din contextul religios, răul devine un accident. Se întâmplă. Și cu asta am terminat. Nu? Dacă totul e strict natură, autosuficientă, înăuntru ei se întâmplă tot felul de drăcii pe care nu le putem evita, dar care fac parte din ordinea naturală a lucrurilor. Pe scurt, răul, în această viziune despre lume, înseamnă pur și simplu ghinion. Asta e. Mai înseamnă uneori eroare pe care o plătești pe loc. Răul ca efect al unei greșeli. Unei greșeli imediate. Biata maică mea, cum răceam, îmi spunea, ți-am spus să spui fular. Vă zic că cu asta discuția se încheie. Ori ai ghinion, ori nu ți-ai pus fular și problema răului se suspendă. Ea devine o problemă când ai de confruntat existența răului cu conceptul unei ordini care e supranaturală, a unei ordini divine, care intră într-o anumită tensiune cu acest concept. Și s-au căutat soluții. Am să listez rapid, adunând în exegeza existentă, câteva tipuri de soluții la problema răului. Prima ar fi ceea ce s-a numit soluția estetică, care spune așa, vă înșelați când identificați răul. Răul e fragmentar. Întregul e bun. Dar are și unele părți care nu par bune la prima vedere, dar se absorb într-un întreg armonios. Problema e că trebuie să ai răbdare să ajungi la sfârșitul întregului, să vezi întregul. Nu? Ar însemna că lumea e un fel de propoziție nemțească, în care verbul e la sfârșit și până nu afli verbul, nu știi ce spune fraza. Cam așa spune soluția estetică. N-ai cum să te lămurești ce e cu răul și cu binele decât când vezi întregul. Oricine vede întregul. Numai Dumnezeu vede întregul. Noi suntem inevitabil așezați în fragment. Fie în fragmentul spațial, stăm pe o bucățică, fie în fragmentul temporal, în episodic. Pare rău un lucru care se întâmplă într-o zi, dar dacă te uiți la întregul vieții, la întregul istoriei, lucrurile se simplifică. Pe scurt, pe românește, tot rău spre bine. Și problema asta, să aștepți finalul, aduce deja în discuție o virtute corelativă a existenței răului, și anume răbdarea. Răul solicită răbdarea din tine. Dacă ai răbdare, o să vezi. O să te lămurești. Acum, sigur, e greu să accepți răul în virtutea unei promisiuni, că asta ni se cere. Dom'le, luați-l așa cum e, fiți siguri că ansamblul ține și aveți răbdare. Mai poți formula ca om răutăcios al veacului și o altă obiecțiune la asta. Dom'le, ok, accept prezența estetică a răului, să face aici o analogie cu pictura. Un tablou frumos, e un tablou care are și umbre, penumbre, părți întunecate, dar ansamblul ține. Numai că văd tot tabloul de la început. Dar o altă obiecțiune este următoarea.
Ok, accept prezența estetică a răului, dar e nevoie de chiar atât de mult rău? Problema e și o problemă de dozaj. Dom'le, bine, bun, înțeleg, e rău, e absorbit într-un ansamblu armonios, dar nu-i cam mult rău? Nu se putea cu mai puțin? Și oricum rămâne pentru omul suferind această legitimă neliniște. Dom'le, cât rău, oricât de oribil, pot suporta ca să fie compensat un bine viitor? Trebuie ca acel bine viitor să fie total, ca să poată balansa suferința imediat. Asta e soluția estetică. Acum există soluția didactică. Răul e bun fiindcă disciplinează. Îți zidește ființa interioară, îți zidește caracterul. Suferința înnobilează. E o temă veche, a culminat în romantismul european, creativitatea e stimulată de suferință și în plus suferința face posibilă, provoacă virtuți colaterale, cum ar fi compasiunea, iubirea, întrajutorarea și așa mai departe. Constantin Noica obișnuia să spună, pentru viața spirituală, condițiile bune sunt proaste. O casă bună, o familie așezată, o meserie bănoasă, un statut social rotund, te fac să adori, surâzând. Prin urmare, e în această idee a lui Noica, puțin tipic noiciană de altfel, o rămășiță a teoriei pedagogice a răului. Răul te strânge puțin, te comprimă și în felul ăsta se dovedește util. Pe de altă parte, și aici apar obiecții. 1. Ca și în cazul soluției estetice, chiar trebuie să fiu bătut rău de rău ca să învăț ceva? 2. Toți care suferă sunt cu adevărat în câștig după aia? Nu sunt oameni pe care suferința îi nenorocește? Care nu-și mai revin? Nu cumva răul poate avea și un efect pervertitor al sufletului? Nu mai spun că dacă răul e ceva cu efecte benefice, pot, dacă sunt demonizat, să spun, pe cu cât fac mai rău, mai mult rău, ajut oameni. Le formez caracterul, îi confrunt cu limita lor și, deci, misiunea mea este să-i strâng ușa. E o faptă bună să faci răul de vreme ce consecințele lui sunt pozitive. Nu insist foarte mult asupra celei de-a treia soluții, fiindcă e clasică, soluția liberului arbitru. E interpretarea tradițională a păcatului originar și explicația tradițională a răului. Dumnezeu a vrut să facă o ființă după chipul și asemănarea lui. Între notele perfecțiunii creaturii lui intră și libertatea. O ființă care nu e liberă, nu e o ființă perfectă. Dar ca să fie liberă, trebuie să aibă ocazia să opteze. Să aleagă între bine și rău. Să aleagă liber între bine și rău. Înseamnă că trebuie să-i lași opțiunea deschisă. Și dacă alege rău, asta e situația, nu-i vina lui Dumnezeu. Plătim libertatea pe care o avem, liberul nostru arbitru, prin riscul de a alege greșit. Bun, aici, metafizic vorbind, există un paradox, fiindcă e totuși greu de înțeles că ți se dă o libertate infinită înăuntru unei existențe finite. Tu ești o ființă finită. În schimb, ți se face cadou unei libertăți totale. Și mai sunt câteva comentarii în legătură cu asta. Întâi, n-a existat cumva răul și înainte de om?
adică înainte de păcatul strămoșesc. Spus rapid, ce căuta șarpele în rai? El precede apariția cuplului original. S-au făcut speculații despre cum arăta peisajul originar în care a intervenit Logosul Divin. Amintiți-vă, un întins pustiu de ape, parcă e ruina unui alt ciclu planetar. Un haos din care s-a născut lumea prin intervenția Verbului Suprem. Acum, poziția tomistă în privința asta e destul de riguroasă. Ea spune așa, o creatură nu poate fi la fel cu creatorul ei. Dumnezeu nu poate să facă o creatură, fie ea om sau înger, impecabile în mod natural, după cum nu face un cerc pătrat. Așa e creatura. Statutul creaturii implică limită, implică deficiențe și așa mai departe. Un alt comentator, John Hick, spune Dumnezeu nu poate să creeze, are două variante, cum se spune acum la televizor, are două alternative. Și anume, ori face o ființă absolut la fel ca el, dar asta nu prea are sens, de ce și-ar reduplica Dumnezeu ființa la nesfârșit? Ori face ceva care e inferior. Ori prima variantă e absurdă, deci rămâne varianta a doua. Acum, obiecția cea mai tare la soluția liberului arbitru, după părerea mea, e alta. Dumnezeu e tot știutor. Prin urmare, El știe dinainte că Gigi o să aleagă greșit. Întrebare, e Gigi atunci liber? Cu adevărat? E opțiunea lui liberă? De vreme ce ea e preștiută de Dumnezeu, rezultă că el, în fond, nu face decât să împlinească o ordine care e prestabilită. Nu faci ce vrei, faci ce știe Dumnezeu că vrei. Formă, există rele care apar fără intervenția omului. Nu putem lega totul de liberul arbitru al omului. Sunt catastrofe naturale, sunt accidente, sunt morți dramatice, care nu decurg dintr-o opțiune. Deci sunt fisuri și în această teorie, dacă e să gândim rezonabil. Dar a gândi rezonabil uneori înseamnă a renunța la risc, a renunța la întrebare, a renunța la căutare. Există și soluția teologică a răului iluzoriu. Răul nu există, ne înșelăm, e doar absența binelui. Spinoza, toate lucrurile sunt în mod necesar ceea ce sunt. În natură nu există bine, rău. Există un ansamblu care stă la oaltă. Și noi venim cu criterii, spunem, aia e bun, aia e rău. Prin urmare, răul e o aparență. E un mod al nostru de a ne înșela. Vine omul pe care îl doare spinarea și spune, care aparență, domnule? Păi suferința mea este sinistră, e sângeroasă. Nu mai spun că dacă răul e o iluzie, atunci nu mai contează cum optez. Nu mai sunt responsabil, pentru că, de fapt, nu pot să optez între ceva care este și ceva care nu este. Nu mai spun, o spune un alt comentator, chiar dacă ar fi o iluzie că rău există, iluzia asta ar fi ea însăși un rău. Cine ne-a băgat în buzunar iluzia asta? De ne păcălim așa. Bun. O altă soluție, a cincea, dacă am numărat bine, este
Dumnezeu e atotputernic, e bun, dar nu e genul de scamator. Nu face lucruri care sunt în afara posibilului. E soluția pe care o propun unii englezi, ceea ce pe noi, că l-ar fi făcut să evacueze imediat, spunea că filozofia britanică nu trebuie luată în serios. Oameni, zice el, care nu cred decât în ce pipă e. Nu știu, empirismul englez nu ține, dar o are și Leibniz, teoria asta, care spune Dumnezeu a lucrat cu niște posibile și a trebuit să aleagă pentru a face lumea din ceea ce e posibil înăuntru conceptului de lume. Nu putea să facă un crocofant. Trebuia să facă ceva armonios și asta se poate în limitele unor anumite posibilități. E, el a ales din aceste posibilități pe cea mai bună. Lumea asta în care ne mișcăm, așa cum e ea, e cea mai bună între lumile posibile, sună teza lui Leibniz. Din asta derivă o altă soluție posibilă, soluția necesității. Răul e necesar. Întâi fiindcă e acolo, e real, e logic și, metafizic vorbind, el este necesar. E o legătură indisolubilă între bine și rău. Nu poți să ai zi fără noapte, întuneric, fără lumină, bine, fără rău. Trăim în această tensiune între contrarii și asta se vede încă de la din Geneză. Și vă propun o scurtă reflecție despre Geneză. Să ne amintim că cele 6 zile ale creației constau în producerea unor binoame, a unor contraste, lumină și întuneric, zi, noapte, uscat a pământ, cer, pământ. Prin urmare, Geneza pare să fie producția unor perechi de contrare, ceea ce înseamnă că din însă structura Universului derivă acest balans, fără de care el nu este rotund, nu e întreg. Ioan Gură de Aur are un comentariu la Geneza extraordinar, în care spune: ca să înțelegem misterul creației lui Dumnezeu, să ne gândim așa. Dumnezeu face animalele mării. După ce le face, cum spune, după ce face tot, spune și a văzut că toate erau bune. Întrebare, spune Ioan Gură de Aur. Dar acolo nu erau și rechini? Acolo nu erau și fiare care se devorează între ele, fac rău? Cum zice Dumnezeu că toate sunt bune? Ăsta este unul din misterele problemei răului. Greu de înțeles, o să revin asupra lui, în ce măsură e lumea un corpus mixtum. E gândită ca fiind integratoare, nu discriminatoare. O să revin la asta în final cu un comentariu la parabola griului și neghinei. Eu mărturisesc că sunt una în perplexitățile mele curente este când văd cum arată spectacolul lumii animale, de pildă. Eu nu pricep, dacă e cineva aici care poate să-mi explice, sunt încântat. Eu nu înțeleg crocodilii. Nu înțeleg drăcovenia asta. Ce e asta? Sunt urâți? Sunt răi? Unde stă necesitatea apriorică a crocodilului? Eu nu înțeleg nici girafa, ca să fiu sincer. Știu, mi se spune că are gâtul lung ca să poată să mănânce frunzele din vârf. Doamne, e plin de vegetariene care n-au gâtul lung. Se descurcă cu ce e la îndemână. Mie mi se pare ceva halucinant. Bine, știu că cu asta supăr foarte mult organizațiile pentru protecția animalelor, fiindcă odată am declarat asta și mi-a spus unul: ce ai bă cu crocodilii? Sunt foarte drăguți, urâtule. Avem și un politician care se luptă sincer pentru drepturile delfinilor, pentru drepturile tuturor
animalelor. Dar recunosc că eu am o problemă să le integrez. Problema asta însă, și problema de care vorbește Ioan Gură de Aur, pare să capete un prim răspuns chiar în Vechiul Testament. Pentru că acolo, la Isaia 45, versetul 7, vorbește Dumnezeu în felul următor. Eu întocmesc lumea și fac întuneric, lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Există și alte pasaje în sensul ăsta, care sunt extrem de puternice și ușor descumpănitoare. Dumnezeu e singurul creator, nu sunt mai mulți. Și soluția maniheistă, sunt două puteri egale, nu e acceptată nici măcar de necreștini, de pildă de Platon și de Aristotel, pentru care binele e partea tare a lumii și rău e partea moale, e partea derivată, slabă, accidentală, anexă, marginală. Binele este forța reală. Binele e doar, rău e doar posibil. Și cum e posibil? Se actualizează prin greșeli omenești. Păi când binele e acolo, e substanțial. Cu asta ajungem la soluția personală a problemei răului. Răul vine de la o entitate, care îi spun unii diavol, unii satana, unii vrășmașul și așa mai departe. Dar pune imediat întrebarea, ce-i cu ăsta? Există demoni? Ne dă voie nouă credința să credem în demoni? O să vedem că ne dă din plin. Bun, menționez doar că este și soluția tainei. Asta place foarte mult teologilor. Cum au de răspuns la o chestie mai complicată? E o taină. Și e adevărat. E adevărat, nu putem aspira la o lămurire rațională, globală, a oricărei întrebări. Sunt lucruri la care nu avem acces. Sunt lucruri tainice. Dar recunosc că după ce spui asta, treci la altceva. Și consider problema clasată. Există și soluția preventivă, ca să termin cu soluțiile, și anume, e bun nițel rău ca să prevină un rău mai mare. E îngăduit, și în dreptul canonic există asta, e îngăduit chiar câte un derapaj cu condiția ca acest derapaj să pună o piedică unui derapaj major. Prostituția intră în aceste derapaje, cea legalizată, admise. Pentru că împiedică o amplificare a unui derapaj mult mai rău. Știți vorba lui Paul Claudel când a fost întrebat despre toleranță? Și a spus, toleranță? Mais il y a des maisons pour cela. Bun, întrebam dacă există diavolul, dacă există demonii. Cum a zis odată un călugăr de la Fundeni, cum să nu existe? Bine că și îngerii și demonii sunt nevăzuți, că nici, sunt atât de mulți că nici să mănânci nu mai poți. Nu mai spun povestea pe care poate am mai spus-o, o repet că mi se pare admirabilă, a părintelui Cleopa, care a stat vreo 10 ani ascuns în pădure, singur, și l-am întrebat într-o zi, ați avut vreo întâlnire cu diavolul acolo? Și am spus, dragul meu, dragii miei, așa vorbea cu publicul, că erau mulți, când ești la oraș, diavolul vine sub forma unei cărți, a unei femei, a unui prieten, a unei... Când ești singur, vine personal. În urmare, a existat această întâlnire, nu mai spun pasaje faimoase din Evanghelie, la Petru, privegheați că vrăjmașul umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită, va de retro satana, spune Iisus într-un moment crucial al trecerii lui spre supliciu,
Și tot ce ne spun Sfinții Părinți când stau în pustie și se luptă cu tot felul de năluci, mai mult sau mai puțin eficiente. Dar există exorcisme în biserică? Există botezul? Te leapezi de satana? Există sfințirile? Vă zic că există un fel de a negocia, ca să spun așa, de a lupta cu o prezență demonică, care nu e de anvergura Creatorului, dar care e acolo și de care trebuie ținut cont, pentru că păcatul e al tău, dar ispita nu e a ta. Ispita vine din afara ta. Prin urmare, ai de-a face cu o situație în care păcătosul ești tu, dar bobârnacul decisiv nu vine dinăuntru, ci vine de la o provocare exterioară. S-a vorbit, nu insist acum, despre locuri predispuse să găzduiască demoni. Locuri demonice, pustiu. Toate luptele monahilor din vechime se dădeau în pustiu. Iisus însuși e ispitit de demon în pustiu. Pădurea, scorbura, locurile crepusculare, peștera. Momente ale zilei, demonul amiezii. După masă, când te cuprinde o nevoie de siestă echivocă, ăla e un moment în care demonicul știe să intervină. Și călugării își vorbesc despre asta ca fiind sursa uneia dintre marile lor probe, tedium cordis, acedia, starea de plictiseală, lehamite, derută și așa mai departe. Visul e un loc în care demonii pot interveni. Nu știu dacă domnul Ciomoș o să fie de acord cu asta, dar aici e o dispută teologică. În Evanghelie știm că Iosif i-a anunțat că se va naște Iisus în vis. Deci visul poate să fie un mediu valabil de comunicare. Părintele Cleopa, pe care îl pomeneam, spunea, nu, trebuie respinse toate, fiindcă nu știi. Poate unele vin de la înger, dar nu știi tu să le deosebi, mai bine zici nu la toate. Un pragmatism moldovenesc foarte onorabil. Bun, demonii apar, să spune, și în gregaritate, masele, mulțimile care încep să fie autonome, să mișcă altfel decât fiecare membru al lor. Deci există o prezență de acest tip pe care trebuie să o luăm în seamă. Acum ajung la problema păcatului, dacă mai rezistăm un sfert de oră. Așa. Două lucruri vreau să spun despre o problemă infinită. Reflexul curent e să legăm în mod masiv păcatul de problema corpului. Păcătuim cu corpul. Corpul-i de vină. Nu că trupul nostru este inocent, dar dacă e să fie, din toată alcătuirea noastră e cel mai inocent. Dacă nu-l manevrează sufletul, imaginația, ideile, contextele, el este plicticos aproape. Rezolvă lucrurile și se vede de treabă. În Efeseni se spune limpede, căci lupta noastră nu este împotriva trupului. Efeseni 6, 12. Nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății răspândite în văzduhuri. Nu corpul, văzduhul apare ca o problemă. Aerul. În vechile școli de misterii
se vorbea de proba aerului, ea consta în faptul că trebuie să treci pentru o încercare de tipul plutirii. Nu mai ai repere. Când ești în aer, uneori nu mai știi unde e sus, unde e jos, unde e dreapta, unde e stânga. Trebuie, îți pierzi simțul de orientare. Maliția angelică e un păcat gravisim. Răul ierarhiilor superioare, căderea îngerilor. S-a vorbit de păcatele gotice, păcatele care rezultă nu din scufundare, din înmlăștinare, ci din elanuri luciferice, din salturi pe verticală, vanități, orgolii, iubiri de sine, slavă deșartă. Mândria e cel... Mândria, orgoliu, e păcatul suprem. Din el derivă, de altfel, toate păcatele au această caracteristică, că sunt, ca răul însuși, legiune, vin în cârd. Când vine unul, mai trage după el vreo trei. Orgoliu trage după el tot. Și există păcate care vin din exaltare. Există diavolul savant, există diavolul agitator, există diavolul talentat, diavolul care este, înseamnă o manipulare abuzivă a frumuseții, există diavolul puterii, vorbește Pavel în Corinteni despre asta. Corpul lăsat singur, cum spuneam, nu e așa de impur cum vrem noi să scăpăm dând vina pe el. Ce vreme mi-a venit? Asta e situația. Nu. Asta se întâmplă când tocmai corpul nu e lăsat singur. De altfel, nu e așa greu să te abții. Eu, ca unul care sunt pofticios de felul meu, găsesc de pildă că e mult mai greu să te abții să gândești, cum îți cer unele tehnici orientale, decât să te abții de la unele apetituri corporale. Încercați să vă abțineți să gândiți, să vedeți că e imposibil. Deși unora le iese extraordinar. Dar totuși, nu e ușor. Tot timpul îți vin gânduri. Yoghinii știu că e foarte greu să te smulgi din vârtej. Dar adevărul e că și cel mai tâmpit un om nu se poate abține, gândește. Cu ce rezultate știm. Acum, merg până acolo încât spun că și credința, credința însăși, poate fi lovită de un anumit demonism și ne dă voie să spunem asta un pasaj din Iacov, capitolul 2, versetul 19. Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci, dar și demonii cred și se cutremură. Dacă există credință nestrămutată, ea la aia care l-au văzut direct pe Dumnezeu există. Nu la noi. Sunt în pateric, locuri formidabile. Te lauzi că ții post? Dar ce crezi că diavolii mănâncă? Te lauzi că ești credincios? Păi ei sunt foarte credincioși. Sunt în luptă cu principiul opus. Prin urmare, nicio însușire a imaginației, a sufletului, a minții noastre nu e ferită de spectrul păcatului, cu încununarea celui mai mare dintre păcate, păcatul împotriva Duhului Sfânt. M-am întrebat când eram mai tânăr ce înseamnă exact păcatul ăsta, pentru care nu te iartă nimeni. Te iartă dacă hulești împotriva lui Iisus, împotriva Dumnezeu Tatăl, dar împotriva Duhului Sfânt nu. Și mi-a explicat un părinte duhovnicesc, păcatul împotriva Duhului Sfânt înseamnă, are două versiuni, prea multă speranță sau prea multă disperare. Prea multă speranță, Doamne, poți fac orice, că mă iartă până la urmă. Și prea multă disperare, orice aș face, tot rău e. Prin urmare, păcatul ăsta e un păcat zilnic. Ne izbim mereu de tentația să fim îngăduitori întâi cu noi înșine
Eu spun mereu, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, pentru mine înseamnă asta. Pe cât ești de îngăduitor cu tine, fii și cu aproapele. Pentru că cu noi suntem foarte îngăduitori. Deci, avem și noi unele păcate, dar suntem băieți buni. Suntem ce trebuie. Ha, ca tot omul mai avem derapaje, dar părerea noastră despre noi înșine, în general, e pozitivă. E, dacă am reușit să transferăm acest tip de îngăduință și asupra celorlalți când vrem să-i judecăm, am fi respectoși cu îndemnul cristic. Tot despre păcat, vreau să evoc rapid problema statutului creatural pe care am evocat-o. Dom'le, când ești creatură, când nu ești creator, ca Dumnezeu, când ești creatură, nu ești întreg încă. Ai chipul lui Dumnezeu, dar trebuie să te lupți să dobândești și asemănarea cu El. Adică ești, de fapt, cum ar fi spus noi, ca o închidere care trebuie să se deschidă. O limitație care trebuie să se deslimiteze. E ca la biblioteci. O bibliotecă adevărată are un spațiu de creștere pentru volumele care urmează să vină. Așa e ființa creată. Are un spațiu de creștere. Unii se străduiesc să-l acopere, să-l satureze, iar unii socotesc că nu e cazul. Că sunt bine mersi așa cum sunt. Ăsta e păcatul demonic. Ăsta e păcatul luciferic. Ce vedem? Sunt în regulă. Creatura care nu înțelege că identitatea ei e parțială, fragmentară și că trebuie să-i adauge o supra-identitate, este instalată în rădăcina păcatului. Perfecțiunea creaturii e un orizont, nu este un dat. Și cine ia orizontul ăsta ca dat, este pierdut. Bun. Acum, s-a vorbit despre rele greu de suportat. Și aici povestea devine oarecum dramatică. Suferința copiilor. Da. Ce faci cu un copil de 2 ani care se chinuie și eventual moare? Liber arbitru? Întărirea caracterului? Nu ține niciuna din ipotezele astea. Ce faci cu suferința animală? Nici acolo nu e nici liber arbitru, nici păcat care se pedepsește. Ce faci, despre asta Vechiul Testament vorbește, cu dreptul pedepsit, Iov? E perfect. Și totuși e victimă. E pedepsit ca și cum n-ar fi perfect. Nu putem intra în detaliile astea, deși oamenii, științele naturii, vin întotdeauna cu ipoteze halucinante, într-un fel. Încep să-ți explice că, de fapt, animalele nu suferă, că n-au cu ce, n-au aparatul conștiinței care te face să suferi. Eu am citit un lucru care m-a uimit, nu despre animale, despre alte lucruri. Am citit că s-a făcut următoarea experiență. S-a gândit cineva să măsoare emisiile subliminale pe care le poate emite un ou în momentul când e aruncat în ibricul în care urmează să fiarbă. Omul de știință cu pricina, foarte onorabil, a constatat uimit că în clipa aia ou dă un chiot. Un tip de emisie pe care o înregistrează aparatele. Și atunci s-a gândit, ca un om de știință adevărat, că poate este, nu e al oului, e al lui care știe că bagă ou în apă fiartă și influențează aparatele. Și atunci am inventat un aparat, o roată, în care spuse ouă și ouăle sunt aruncate rând pe rând, mecanic, în apa care fierbe. Atunci nu mai e o influență din afară. A observat ceva și mai tare. Ou care venea la rând leșina.
Doamne, dacă ne intră în cap că de câte ori ne facem o omletă, stârnim leșinuri, chiote, catastrofe, problema răului capătă o dimensiune neașteptată. Apropo de animale, un prieten mi-a atras atenția asupra teoriei lui Conrad Lorenz, care a scris o carte despre rău în lumea animală. Afli lucruri incredibile acolo. Bine, el vorbește, el pune între paranteze ipoteza creației și vorbește de lumea naturii. Dar face observații pe care nu suntem, în general, înclinați să le facem. De pildă, a observat că răul maximal în lumea animală este adversitatea intraspecifică, adică înăuntru aceleiași specii există dușmănie. Dar lucrurile astea sunt foarte diferențiate. De exemplu, specia cea mai fioroasă, intraspecifică, adică specia care când apare unul din aceeași specie, dar din altă familie, îl sfâșie, îl recunoaște după miros și îl lichidează. Sunt șobolanii. Specia cea mai creștină sunt gâștele sălbatice. Gâștele, când apare o gâscă, indiferent în ce trib, o protejează, o preiau, o integrează. Conrad Lorenz spune pe jumătate în glumă, pe jumătate în serios, că specia om e undeva între șobolan și gâscă și că dacă avem noroc, ne apropiem de idealul gâștei integratoare, care își îmbrățișează semenii. Omul nu își îmbrățișează în mod automat semenii, ba din contră. Bun, nu avem timp, nu pot să abuzez, să atingem și cum arată problemele astea în alte culturi, în alte religii. Am aflat de pildă că în ebraică nu există un cuvânt pentru rău, și anume ra, care însă înseamnă ceva foarte slab. Rău, în sensul de ra, este ceva inutil, netrebuincios, o prostie, ceva urât și prost. Și că în enciclopedia iudaică nu există nici până azi o intrare cu cuvântul rău. Există formulări care vorbesc despre derapaje. Sunt vreo două, trei feluri de derapaj acceptate ca rele. Să-ți ratezi ținta, adică să-ți ratezi scopul, rostul, să te răzvrătești, nitam nisam, să te sucești tot timpul, să nu fii omogen. Astea sunt fenomene de tulburare a ordinii. Ăsta e sensul răului acolo. Bun, suntem în extremul orient, dacă trecem, ne apropiem mai curând de teoria răului iluzoriu. În extremul orient, problema răului este atenuată pentru că conceptul persoanei este atenuat. Noi suferim pentru că noi credem în persoana umană, și anume în unicitatea fiecarei persoane. Fiecare altfel. Uitați-vă la fizionomii, când nu se coafează la fel. Fiecare exemplar uman e altfel. Și creștinul speră și știe că în viața de apoi se regăsește în varianta lui pământească. Cum îmi spunea un prieten, pictor, dom'le, eu dacă nu renasc cu nasul ăsta, cu barba asta, cu asta, nu mă interesează, vreau să fiu tot eu. Există un dialog între un fizician și gânditor neamț, Hans Peter Dürr, și Raimundo Panicar, un teolog hispano-indian, care ajung la problema asta și indianul îi spune, dom'le, când mori, intri într-un ansamblu, într-un întreg, într-un tot, și te topești în el ca picătura de apă în mare. Și e foarte frumos, revii de unde ai plecat. Și ne-am zice, bine, dar din Hans Peter Dürr nu rămâne nimic? Ce înseamnă oceanul? Ce mai însemn eu în ocean? Ce ai să vezi, că e în regulă, te vei identifica cu oceanul. Asta e ceva cu care nu are rost să te identifici, dar cu oceanul merită să te identifici.
Mai mi acordați 10 minute maxim? Vreau să vorbesc în final despre parabola neghinei și a greului, fiindcă mi se pare un comentariu creștin excepțional la problema răului. Vă amintesc rapid în ce constă ea. Un om seamănă un câmp cu greu, dar la un moment dat intervine un rău care aruncă și niște neghină, niște semințe. Și până la urmă cresc amestecate. Îngrijitorii ogorului se la stăpân și spune: „Dom'le, nu știu cine a plantat niște neghină, materia a plantat numai greu. Am vrea să o plivim.” Și stăpânul spune: „Nu, nu o pliviți. Lăsați-le la oaltă, pentru că dacă vă apucați să pliviți, s-ar putea să amestecați lucrurile, pentru că ele cam seamănă. Judecata va veni la urmă.” Ori este uimitoare ideea asta că trebuie să lași binele și răul să fie coprezente, să fie simultane pe lumea asta, să nu te grăbești să faci ordine. E un fel de a admite că lumea și omul sunt un agregat. Au în ele de toate, că omul este o natură Pavel. Fac răul pe care nu-l voiesc și nu fac binele pe care îl voiesc. Înseamnă că în el, în noi, există o instanță care ni se opune. De unde avem instanța aia? Ce facem cu ea? Ne apucăm, intrăm la lupta cea mare cu bucăți din noi? Știți că lupta cu păcatul în creștin se cheamă războiul nevăzut. Nu e o chestie de gladiatori. Biserica însăși, care e mesajul bisericii? Veniți la mine toți. Nunta Fiului de Împărat. Sunt invitați unii la început, unii mai de soi, care însă n-au timp. Și atunci ordinul e: aduceți oaspeți de toate soiurile, și buni și răi. Și alte pasaje. Dumnezeu face să plouă și peste buni și peste răi, soarele iese și peste buni și peste răi. Nu umblăm la discriminări rapide. Mie îmi place foarte mult această parabolă, pentru că combate câteva excese care mă exasperează. Întâi, excesul exigenții față de altceva decât tine. Noi ne ocupăm de neghina aici, vă rog foarte mult. Și tendința de a fi mai exigent cu răul de în afara ta decât cu răul din tine e una pe care Evanghelia, prin parabolele ei, o amendează frecvent. Al doilea exces. Excesul zelului. Apoi niște neghină, hai să o curățăm repede. Ăștia sunt fanatici măturii, puriștii, gospodinele isterice, care iau scamele de peste tot, vor să lumea să aibă aspectul unui sanatoriu, ceva aseptic, nu se tolerează niciun virus. Așa s-a născut și nazismul și comunismul. Dom'le, facem o lume perfectă. Orice abatere se plivește. În sfârșit, excesul activismului, febrilitatea organizatorică. E o proză scurtă de un foarte simpatic prozator rus care vorbește despre o comunitate sătească care făceau, ca orice comunitate cinstită rusească și nu numai rusească, făceau basamac, făceau alcool ca să aibă ce bea. E, când veneau aia de la partid, le distrugea alambicile. Și când veneau, când se apropiau, se auzea un zvon în tot satul. Vină aia cu lupta. Era lupta contra alcoolismului, lupta... Aia cu lupta. Asta sunt plivitorii pripiți, care de obicei umblă cu acțiuni premature. Nu așteaptă finalul, cum sugerează stăpânul terenului. Stați. Pentru că conversiunea benefică poate surveni în ultima clipă a vieții. Nu știm dacă brusc neghina nu e bună pentru compot. Nu știu. Eu așa judec păcatul originar. Nu e cum să tot spune, e un păcat, omul a vrut cunoaștere și a fost pedepsit. Nu, n-a fost nimeni pedepsit pentru că a vrut cunoaștere. A vrut să se repede la discernământul bine-rău, crezând că știe să-l facă.
Omul nu are instrumente să lucreze așa cotidian și spontan cu separarea binelui de rău. Te să aștepți. Nu te apuci de plivit imediat. Și Dumnezeu știa că omul încă nu este în posesia criteriilor corecte de a separa lucrurile. Și a spus, nu te băga aici. Nu e momentul. E, rezultatul a fost că după păcatul originar, isteria separării formale și isterice a binelui de rău a creat foarte multe rele. Mai e ceva? Cum ar fi lumea fără nicio provocare înăuntru ei? Cum ar fi lumea în care nu mai e nevoie să cauți, nu mai e nevoie să reziști, nu mai e nevoie să te întrebi, nu mai e nevoie să te lupți? Totul este entropic. Asta ar fi moartea termică a vieții lumii. Am găsit un pasaj, mi-am reamintit un pasaj, nu credeam că mai am atâta memorie, din Hegel, din Fenomenologia Spiritului, în care el spune la un moment dat cât de fadă, de plată ar fi o lume în care, expresia aia lui Hegel, nu lucrează negativul, în care nu e prezent și ceva de ordinul opoziției, de ordinul tensiunii. Numai aia face posibilă alegerea, numai aia face posibilă libertatea. Trebuie să ai în fața ta un spectacol integral. Apropo, neghină în limba greacă se numește zizanion. De aici vine zizanie. Și rău, esențialmente, e zâzanie. E vrăjmășie, e dușmănie. Dar n-ar exista progres interior, viață spirituală, dacă am fi tot timpul în nori. Există un mister al economiei lumii în care și ceea ce noi definim ca rău intră într-un joc misterios, complicat și necesar. Există binele și rău, cum există do de sus și do de jos, între care există melodia. Și dacă e să vedem cum e cu suferința, avem un exemplu definitiv. Este suferința lui Iisus. C.S. Lewis spune la un moment dat, Iisus n-a suferit ca noi să nu mai suferim. A suferit ca să vedem cum să suferă. Faptul că Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu, se teme de moarte, se îndoiește în ultima clipă de suportul divin, transpiră cu sânge, cere să-i să ia paharul ăsta de la el. Duhul meu este plin de tristețe, spune el la un moment dat. Dacă Iisus are voie să treacă până așa ceva, avem voie și noi. Nu trebuie să ne fie rușine.